astfel o petrecere în prima zi de Paște în cartierul Rahova din București s-a terminat cu focuri de armă trase de polițiști. Aceștia au fost chemați să intervină într-un scandal iscat pe străzile capitalei între mai multe persoane aflate în stare de ebrietate. Numai puțin de 37 de persoane au fost duse la audieri, iar între acestea 9 au fost reținute pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea liniștii publice. Zeci de locuitori din cartierul bucureștean Rahova au ieșit să petreacă în stradă în prima zi de Paște, în ciuda restricțiilor impuse de autorități. Mai mult, aceștia chiar sperau la o răfuială cu autoritățile. Să nebunesc cum vine poliția de nu-i rostor. Așteptăm poliția! 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 Revoluție! Revoluție! Se pare că grătarul nu le-a priit petrecăreților. Astfel, zeci de polițiști, jandarmi, dar și mascați au intervenit câteva ore mai târziu pentru a aplana un conflict iscat între cei aflați pe stradă. Ia uite-te, știu, furt, a venit cu toată poliția. În fapt, tot conflictul a plecat, deci în jurul orei 20:45 a fost sesizare prin apelul 112 și la fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, cărora le-au venit în sprijin echipe ale Serviciului de Acțiuni Speciale, precum și colegii de la jandarmi. Mai multe persoane, se pare, sub influența băuturii alcoolice, au intrat într-un conflict care a degenerat în violență. Oamenii legii au fost nevoiți să facă și uz de armă. Poliție! După această intervenție în forță a oamenilor legii, câteva zeci de persoane au fost duse la secție. Sunt 37 de persoane care au fost duse la audieri și urmează ca după audieri și după ce se încheie și cercetarea la fața locului, abia atunci să fie dispuse măsuri cu privire la aceste persoane. Un alt scandal a avut noaptea trecută.